două ședințe în urmă, pare mi se am rugat să vedeți ce se întâmplă în vamă atunci când se formează cozi din cauza vinietei. V-am descris tot procesul atunci în detalii, cum are loc acest lucru și haideți să dăm dovadă de responsabilitate și că putem soluționa și asemenea probleme. Am rugat Ministerul Finanțelor, Transporturilor, de comun acord cu Serviciul Vamal, desigur, să identificați o soluție, astfel încât plata pentru vinietă să nu reprezinte o barieră și care ulterior duce la formarea cozilor în vamă. Domnul Chirinciuc, spuneți-mi ce ați identificat până acum. Da, mulțumesc, domnule prim-ministru. Ieri, la dispoziția dumneavoastră, am avut o ultimă ședință de bilanț referitoare la mecanismul de încasare a taxei pentru vinietă. Aș vrea să menționez că am avut o deschidere și o cooperare eficientă cu Centrul e-Guvernare, Serviciul Vamal, Ministerul Finanțelor, Trezoreria și Ministerul de Interne. În cadrul acestei ședințe am decis de comun acord să implementăm soluții pentru eliminarea cozilor din punctele de trecere a frontierii. Astfel, în premiere, vinieta va putea fi achitată online, precum și la toate ghișeele Moldova Agro Inbank, care au oficii în toate punctele de trecere a frontierii și pe întreg teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, săptămâna viitoare vom face toate testele, în așa fel ca, începând cu 20 februarie, să implementăm aceste soluții. Eu vă mulțumesc. Plata online este o soluție foarte bună. Înțeleg că din 20 februarie, da, e posibil să se întâmple acest lucru. În rest, eu nu cred că noi am rezolvat această problemă definitivă acum, pentru că plata online, nu știm ce număr de oameni se vor folosi de această posibilitate. Cei care le oferim dreptul și posibilitatea să plătească în toate filialele și Agro Inbank, nu reprezintă o soluție, pentru că oricum trebuie să plătească atunci în vamă și nu poate pleca din vamă până când nu are vinieta plătită. Celelalte oficii bancare care se află pe teritoriul Republicii Moldova ar însemna că deja trebuie să iasă din vamă. De aceea eu o să vă rog altceva, domnul Armaș, pentru că acum este pus în sarcina serviciului VAMA. Haideți să fie sarcina serviciului VAMAL să verifice la ieșirea din țară. La ieșirea din țară să verificăm, dar nu la intrarea din țară, astfel încât să scoatem această barieră. Și să oferim posibilitatea 24 de ore să plătească pentru vinietă. Dacă nu, atunci el este pedepsit. Și în cazul când va ieși din țară și nu va avea vinieta plătită, plus la plata vinietei, o să trebuiască să achite, cred că, și o amendă. Trebuie să vedeți din punctul de vedere a cadrului legal cum se întâmplă lucrul ăsta. Domnule prim-ministru, eu aceasta am vrut să menționez, că de fapt am stabilit ca controlul asupra vinietii, serviciul VAMAL să fie efectuat numai la ieșirea din Republica Moldova. Dar avem elaborat caietul de sarcini pentru softul e-vinieta, care urmează să fie licitat și implementat acest soft. După implementarea acest soft, eliminăm absolut toate problemele legate de vinietă. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, doar că implementarea softului o să mai dureze. Domnul Filip, vă rog, ce ați vrut să spuneți? Mulțumesc, domnul prim-ministru. O propunere ad hoc, așa, de moment. Deci, eu aș veni cu ideea de examinarea posibilității conectării la realizarea serviciului e-vineta a asiguratorilor. Noi avem sistemul RCS Data. Asiguratorii au puncte de vânzări la toate frontierele. Deci, practic, la acea dată este conectată poliția de rutieră și poliția frontieră și poate fi ușor monitorizat, deci, prin acest sistem, eliberarea și funcționarea e-vinetei. Da, vă mulțumesc. Noi acum suntem pe ultima sută cu caietul de sarcini. Dacă puteți să trimiteți un specialist de-a dumneavoastră să fac cunoștință și să facem modificările care veniți dumneavoastră în acest sens. Domnul Filip, vă mulțumim pentru propunere. Este un absolut, absolut pertinentă și încă o dată... Domnul, dacă se poate, vă rog. Da, vă rog. Da, mulțumesc. Eu vă mulțumesc că ați anticipat ce ține de efectuarea plăților
Ghișeile Agroind Bank nu trebuie să primească aceste plăți în vamă, căci atunci nu se rezolvă problema. Ei vor bloca fluxul, precum ați menționat, ori noi nu dispunem de piste speciale de rezervă pentru ca să nu blocheze traficul în timpul trecerii. Da, de fapt asta am spus-o și eu, dar doar am vrut să scot în atenția dumneavoastră încă o dată calitatea discuțiilor, consultărilor și găsirea soluțiilor la probleme. Deci noi dacă de fiecare dată aici în ședință de guvern o să găsim soluțiile, noi o să ne mișcăm foarte încet înainte. De asta, iată, o propunere foarte pertinentă din partea domnului Filip care a venit acum. Luați un calcul și rezolvați această problemă odată și pentru totdeauna. Dar ca să ne mișcăm mai repede, vama, pur și simplu, nu aveți ce verifica la intrare. Vinietă, asigurați verificarea la ieșirea din țară. În rest, este în responsabilitatea Ministerului Transporturilor să asigurați colectarea plăților pentru vinietă. Vă mulțumesc și acum la ordinea de